cumpără seringi, deși ar trebui să le primească gratuit. Li se întâmplă pacienților de la Policlinica numărul 3 din sectorul Botanica, când vin să dea analize la sânge sau își fac alte proceduri medicale. Deși personalul refuză să recunoască faptul că oferă contra cost servicii acoperite de polița medicală, oamenii confirmă acest lucru. Pacienții susțin că sunt obligați să cumpere seringile, chiar dacă unii au refuzat să vorbească în fața camerei de teamă că vor avea probleme. I-aș priți copilă. Da? A, da. Как, почему? У вас есть полица? Конечно. И почему тогда купили шприц? Откуда я знаю? Не надо меня Și acest bărbat a fost trimis de medic la farmacia din incinta policlinicii să-și cumpere seringi. Medicul v-a spus să scrieți cum? Medicul nu a cumpărat a noastră pastile și ne lucruim aici. O asistentă medicală a fost foarte deranjată de întrebarea noastră și s-a arătat curioasă să afle numele celor care ne-au confirmat informația. Aceasta ne-a dus în depozitul instituției pentru a ne arăta că dispun de suficiente seringi. Eu vreau să văd care pacientul... Și managerul instituției Raisa Călin ne-a asigurat că ceea ce spun bolnavii este fals și că ultima dată stocul de seringe a fost completat în 2 ianuarie. Potrivit ei, unii pacienți interpretează eronat solicitările medicilor. Eu nu cunosc așa cazuri, eu nu știu de ce la dumneavoastră așa informații, așa informații despre. Ar fi bine dacă este vreo nemulțumire din partea pacienților, să ziceți deodată la managerul instituției pentru a soluționa pe loc problema, pentru că deodată poate pacientul nu înțelege tot cum este de fapt. Prețurile seringilor variază în funcție de volumul lor. Cea de 20 de mililitri costă în jur de 3 lei. Conform legislației, pacienții care au asigurare beneficiază de ele gratuit.